Biblia oferă o înțelegere clară. Când suntem oameni după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, standardele noastre sunt mai presus decât nivelul pământesc, sufletesc și demonic. Când suntem cu Dumnezeu, trăim conform Duhului, însă voia diavolului este să trăim conform firii și sufletului. Hristos a venit în această lume pentru ca fiecare om să se poată naște din Dumnezeu, să se nască de sus, duhovnicește, să-și deschidă inima și să-l primească pe Isus, să ocupe o poziție înaltă, nobilă, duhovnicească, unde există conștiință, onoare, sfințenie și voia lui Dumnezeu. Sunt lucruri la care oamenii firești nu pot ajunge. Cei ce sunt ai Lui Hristos, Iisus, și-au răstignit firea pământească împreună cu patimele și poftele ei. Amin. El spune, cei care sunt ai Lui Hristos au firea răstignită. De ce vă spun încă o dată că astăzi sunt suficienți învățători și proroci mincinoși care spun, nu trebuie nimic, Dumnezeu iubește, totul este bine. De ce? Pentru că nici acești oameni nu au biruință. Ei poate au curvit, poate au divorțat, au înfrângere în viață, personalitate dublă. Și ei încearcă să se justifice, în loc să se smerească. Înțelegeți? Și astfel amăgesc și oamenii, își caută susținătorii. Dar Pavel nu este de partea lor nici Isus. Isus nu este slujitorul păcatului. El este sfânt. Amin. De aceea, Pavel spune, cei ce sunt ai lui Hristos Isus și au răstignit fire pământească împreună cu patemele și poftele ei. Dar Isus spune, dacă nu vă veți lua crucea, nu puteți fi ucenicii mei. Ce înseamnă cruce? Pentru ce îți trebuie cruce? Ca firea să fie răstignită împreună cu patimile și poftele ei. Amin. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă deșartă, întărătându-ne unii pe alții și pizmuindu-ne unii pe alții. Apostolul Pavel descrie lucrurile în amănunt. Tot ce se întâmplă în viața noastră de zi de zi, prin ce trecem, ce sentimente avem, noi așa trebuie să înțelegem lucrurile, că există fire și există Duh. Și scopul nostru este să înțelegem, vom crește în Duh sau vom fi morți. Vom prinde viață, cum spune Pavel, Trezește-te tu, cel care dormi, să învii din morți, ca și cum te trezești. Devii tot mai duhovnicesc, mai duhovnicesc și ai devenit duhovnicesc. Te-ai trezit, te-ai sfințit. Sau tu rămâi mort, cel care doarme. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu Duhul Bândeței și ia seamă la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Purtați-vă sarcinele unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Legea lui Hristos este să-ți iubești aproapele, să iubești pe Dumnezeu. Nu Dumnezeu mă iubește, mă acoperă și fac ce vreau, ci tu îl iubești pe Dumnezeu și iubești alți oameni. Versetul 3. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșeală singur. Ce înseamnă înșelare? Am vorbit deja. Este vrăjitorie, stricăciunea minții, așa cum s-a întâmplat la Eva, amăgire. De aceea și Isus avertiza ca să nu fie amăgire în viețele voastre. I mean. Și mai departe, el spune, cine primește învățătura în cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și celui ce îl învață. Cine seamănă în duh, va se cera viață, dar cine seamănă în fire, va se cera probleme. Tot cei ce umblă după plăcerea oamenilor, vă să primiți tăiere împrejur, numai ca să nu suferi ei prigonire pentru crucea lui Hristos. Când m-am trezit, Dumnezeu m-a întrebat, pentru ce a fost pregonit Pavel? Eu zic pentru Duh, pentru crucea lui Hristos, pentru că a propovăduit crucea. Și Pavel spunea, noi trebuie să ne răstignim, să murim cu toții împreună cu Hristos și să înviem pentru viață nouă. Dacă tu ai murit, atunci ai înviat în Duhul. Amin. Și atunci ești om duhovnicesc. Sau începi să trăiești după fire, și începi să te îndreptățești. Amin? Tot cei ce umblă după plăcerea oamenilor vă selesc să primiți tăierea împrejur numai ca să nu suferi ei prigonire pentru crucea lui Hristos. Căci nici ei care au primit tăierea împrejur nu păzesc legea, ci voiesc doar ca voi să primiți tăierea împrejur pentru ca să se laude ei cu trupul vostru. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Trebuie să știți aceste lucruri. Atunci nu veți fi în amăgire. Pavel spune, eu sunt răstignit și lumea pentru mine este răstignită. Iată ce înseamnă crucea lui Hristos și Pavel a propovăduit această cruce. Căci în Hristos Isus, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. Ce înseamnă o făptură nouă? O creație nouă. Copiii lui Dumnezeu, fiii, fiicele lui Dumnezeu, moștenitorii lui Dumnezeu, nu fire, dar cei care sunt născuți din Duh. Pentru aceasta a venit Isus Hristos pe acest pământ. Amin.